Hei, hei, hei! Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Mad Runner. Suntem aici cu Alin. Știți bine că am trecut pe drumul ăsta, am luat acel checkpoint și am găsit camioanele noastre răsturnate în râpa asta. Ei bine, Alin se chinuie să-l scoată pe-a lui. Bineînțeles, trebuie să mă bag și eu să-mi scot camionul. Nu știu, sincer să fiu, cum am reușit să... Găsim aceste... Și fii atent că e plin cu motorină, bobiță. Nu știu cum am reușit să găsim aceste vehicule aici în... Cred că așa au fost... Ia uite, bă, că a ieșit Alin. Aoleu, păi cum a ieșit, bă, Aline de acolo? Hai să încercăm și noi acum, na. Ia uite, bă, artificii iese din mine. Bă, Alin, iar sar artificii din mine. Nu râdea, mă, nu râdea, că nu-mi plac artificiile, doar știi. Să moare Jana dacă nu. De aici mai iese Duhul. Stai. Duhul Sfânt mai iese de aici. Hop. Au, 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 au. Hai că puți. Păi nu, că e bine și așa dacă ies. Dar ies, că nu ies. Să moară sursa. Păi ești nebun. Se afundă înăuntru acolo și nu iese. Hai, bobiță, hai că poți. Hai, hai, hai că l-ai prins de... Te-ai prins de piatră. Mamă. Hai, mă. Dă-i, mă, în spate, mă, hai. Mamă, ia uite un pic că ia foc ăsta. Fum negru. Mă, că ia foc ăla. Mamă, ce gaură am făcut acolo. Nu reușesc să-l scot. În felul ăsta nu o să reușesc să-l scot. Au, viața mea. Hai, 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 hai. Bine, mă, bine, mă, băiatule, mă, hai, mă! Aoleu, viețurile mele! Uite, bă, că t-a intrat în pământ acolo! Hai de viața mea! Am intrat 2 metri sub pământ, ești nebun la cap? Bă, merge, dar încet, încet, foarte încet. Hop! Păi stai așa, să prindem vinciu. Dar de ce îl prindem? Ok? Ok. Stai, mă! Stai că nu pot să-l prind. Așa, mă, băiatule. Hai să vedem. Hai să vedem. Dă-te, Aline, dă-te. Dă-te, Aline, că vine bossul, dă-te. Vine pe dracu să dea. Nu mai vine, Aline, nu mai vine. Oh, 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 oh. Stai, stai.
Păi ce-ai făcut, Bobiță? Cum e mai nasol m-am pus? Bravo, mă! Hai, bă, că suntem buni, dă-o încolo de treabă, bă, Aline, bă. Bine, tu ești mai bun ca mine, dar... nu contează. Bun, bun, hai. Stai așa, stai, stai. Să-mi repar și eu scula. Ai de viața mea. Ai de viața mea. Am ceva pe aici de reparat? Păi de ce, bă, tu știi cum sar artificii din el? Zici că e gata. Fuel station. Corect. Păi de asta avem nevoie, de fuel station. Ok. Îl lăsăm aici pe ăsta. Mamă, ce greu l-am scos. Deci ești nebun la cap. Mi-a luat o grămadă de timp. Hai să scoatem afară de aici. Stop and Jane. Și bineînțeles ne transferăm în Dacia înapoi. Că acolo avem noi treabă. Hai să vedem unde e Alin. A, Alin a luat-o înainte? S-a dus la... A, s-a dus la fuel station. Ok. Hai să mergem și noi ca să alimentăm Daciuța. E mișto tare ce să... E fain, mă, e fain. E fain. Când dai peste chestii de genul, e fain. Stai, Aline, că vin și eu ca să alimentez Dacia. Mamă, ce mișto a fost. Chiar a fost mișto. Hop. Nice. Hai să întoarcem. Mergem la next checkpoint, nu? Hai să vedem unde e. Oho! E un pic de treabă până acolo. Hai, pe cai că să filmează. Pe cai că să filmează, bubiță. Auzi, Aline, poate totuși reușim să și noi să mergem numai pe drum. A? Ce zici? Hai că dacă e Aline se duce, nu se încurcă. Nu, 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 e la și un sfert, m-am uitat eu acum pe studio. Bă, dar ce faine, bă, Aline, dacă n-am râs, doamne, jalea, bă, cu asta. Hop, 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 copacul. Oare avem șanse să găsim checkpoint-ul mergând pe drum? Nu cred, nu cred. Oricum, Dacia e Dacia, băbiță. Ia uite-o. Ce bă, asta normal se restarnă ușor dacă e așa. Hop! Ce, Aline? Dreapta, da. Da, dreapta trebuie să facem. Hai, că iar o luăm prin... Da, 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 așa e. Era să mă duc cu crace în sus. Eu am trecut. Yeah! Ia să-l vedem pe Alin.
Trece, trece și Alin. Știi cum ești? Parcă ești o muță de aia în căldură, așa ai ieșit de acolo. Mângâindu-ți stăpânul. Ok, ok. Hai să vedem. Măcar să știm despre ce... A, aici nu mai avem, mă, gata, trebuie să ieșim înapoi. Da. Ideea e că trebuie să ieșim înapoi la drum ca să luăm următoarele checkpoint-uri. Da, oricum, o să terminăm data viitoare. Adică, de fapt, nu o să terminăm, o să încercăm data viitoare să ajungem la următorul checkpoint. Ne oprim aici astăzi. Mulțumiri speciale lui Alin încă o dată, pentru că ne este o companie plăcută și, bineînțeles, vă mulțumesc și vouă. Nu uitați de like, share și, bineînțeles, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Nu uitați să lăsați și comentarii, e foarte important. Dragii mei, eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Până data viitoare, numai bine. La revedere!